Se spune că atunci când facem ceva, există cel mai puțin două explicații. Una, cea pe care ne spunem noi și spunem și la ceilalți uneori. Și alta, cea adevărată. Tu ești conștient de motivațiile tale? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru performanța trebuie să ajungem la un nivel de cunoaștere a realității mult mai adânc decât cel obișnuit, de asta vorbim în întâlnirea noastră de azi. Ieri vorbeam de faptul că magul e cel care cunoaște. Acum două zile am spus că un nebun e cel care pune în discuția realitatea. Pentru că, de fapt, realitatea e cea pe care, evidentă, pe care o avem sub ochi. De fapt, problema care este că lucrurile pe care nu le vedem, la orice nivel, sunt cele într-adevăr importante și cele care într-adevăr mișcă lucrurile. Lucru cel mai banal, eu ved o mașină, asta e ceea ce ved. Dar dacă eu încerc să refac o mașină după ceea ce ved din exterior, presupunând că n-am văzut niciodată o mașină, nu o să obțin nimic, pentru că până nu înțeleg că înăuntru mașinii este un motor care o pune în mișcare, nu o să obțin nimic. Eu poate sunt foarte convins de motivațiile mele, cele raționale, cele care mi le povestesc, dar adevărul este că, cum știe orice psiholog, că motivațiile inconștientului sunt mult mai mari, mult mai adânci și prin definiție, pentru că e o chestie de cuvinte, dacă sunt în subconștiente, nu le pot cunoaște, sunt inconștient. În momentul în care le știu, nu mai sunt în subconștient. Acum, adevărul este că întreaga noastră viață, și de un punct de vedere al percepțiilor sensoriale, e o micro cantitate din ceea ce se întâmplă. Ceea ce noi numim lumina nu este decât o microscopică parte din spectrul vibrațional. Ceea ce noi auzim este minimal față de ce aude, de exemplu, un pasăre sau un câine. Deci, noi, ceea ce noi numim realitate este doar o microparticică. E, da un punct de vedere strict psihologic, este exact același lucru. Motivațiile noastre, ceea ce noi credem că știm, este nimic față de tot restul. Adevărul este că există motivații inconștiente, există forțe oculte. Aici nu vorbim de teoria conspirației, vorbim despre faptul că sunt în acțiune legii pe care încă nu le știm, exact ce spuneam ieri despre magia. La un moment dat, acum 200 de ani, nu înțelegeai cum se transmiteau boli. Adică știai că dacă te apropiai de cineva, te îmbolnăveai și tu. Dar cu alții bolnavi, asta nu se întâmpla. Până când Pasteur a descoperit microbii. Și iată că tot a ajuns la loc, a devenit clar. Noi astăzi înțelegem că dacă stai cu cineva ghinionist, ți se întâmplă ceva urât și ție. Ne dăm seama că dacă gândim negativ, ne atragem lucruri. Știm ceva despre legea atracției, dar încă nu l-am prins bine. De un punct de vedere intuitiv înțelegem ceva. Bine, adevărul este că a înfrunta subconștientul înseamnă să intri într-un teritoriu complet necunoscut și periculos. Noi, de fapt, suntem încă copii din... Noi suntem oameni din 1800, cu pozitivismul, cu mecanica, cu partea... cu fizica normală și în cultura obișnuită nu s-a acceptat Freud, nu s-a acceptat Einstein, nu s-a acceptat, pentru că evident intră în joc niște forțe incredibil de complexe.
chiar dacă le-am studiat la școală, nu am înțeles într-adevăr toate implicațiile. Deci, termin cu un cuvânt interesant. Noi vorbim deseori de inteligență. Dacă mi știi că sunt un pic obsedat cu etimologia, pentru că așa de mult mi place să sap în cuvintele. Inteligența vine din latină, înseamnă interligere, adică ligere înseamnă a citi. Deci interligere înseamnă a citi printre rândurile. E ligere vine din legare, adică face legături. Deci inteligența înseamnă să te uiți printre rândurile și să faci legături. Adică mi se pare o definiție fantastică de capacitatea noastră de a interacționa cu realitatea, adică a merge dincolo din ceea ce se vede, a căuta partea ascunsă, a căuta partea printre rânduri, cea care nu se vede, și a face niște legături care ne fac să descoperim realitatea. Deci, acum, încearcă să mergi dincolo de rândurile obișnuite pe care toată lumea le știe și vezi ce se întâmplă printre rândurile. Mergi dincolo din realitatea care se pune în fața ochilor și mergi mai departe și vezi ce se întâmplă. Și s-ar putea să descoperi o lume complet nouă. O zi bună în continuare!